Caghideanu, sunt artist vizual, acționez în mare parte în domeniul sculpturii, design interior, scenografie și predau. Unde predai, Raluca? Unde predai? Am și la Universitatea de Arte niște cursuri pe care le fac cu studenții de performance art și ateliere de creație. Am predat la Școala Internațională București-Beirut, arte vizuale. Acum încerc să-mi termin doctoratul, printre alte preocupări cu copiii și cu casa, grădina și alte treburi de familie. Bun, am doi copii, Alexandru, cel mare, 11 ani, tocmai am primit 11 ani pe 4. Deci, să spuiască, la mulți ani, la mulți ani, Alexandru! Mulțumesc mult! Și Clarisa, de 4 ani, de care încerc să mă îngrijesc cât mai natural, să zic așa. Mulțumim, Raluca! Raluca, da, deci o cunosc aproximativ de 11 ani și ceva. Era însărcinată când ne-am întâlnit prima dată la Tim Sandberg. Până a intra în detalii, aș vrea să vă spun câteva lucruri legate de nașterea activă și nașterea în apă. Și am ales aceste două puncte de referință pentru că realmente ele reprezintă două pietre de marcaj importante în istoria nașterii și Raluca a trecut prin amândouă. Aș vrea să știți că în ultimii 300-400 de ani obstetrica s-a dezvoltat foarte rapid și de la acel moment încoace, femeile treptat și-au pierdut puterea, încrederea și instinctele că pot da naștere activ și nu să rămână pasive, așa cum se întâmplă de multe ori în ultimii ani și în zilele noastre. Și am să spun câteva cuvinte punctuale despre nașterea activă și despre nașterea în apă. Referitor la nașterea activă, să știți că am făcut așa un scurt research, ca să spun, și studiile istorice ne arată că înainte de apariția obstetricii și a meselor ginecologice, femeile nășteau în poziții verticale, pe vine, în genunchi și palme. Avem mărturii din Persia, Turcia, Mexic, în Egipt. Hieroglifa a dat naștere arată o femeie șezând pe vine. Avem mărturii din Spania, China, Japonia, unde femeile nășteau în genunchi. Iar în Vechiul Testament este descrisă o femeie născând pe un scaunel de naștere. De altfel, scaunelul de naștere a reprezentat elementul de susținere pentru foarte mulți ani la naștere, până la apariția meselor ginecologice. Nașterea nu este neapărat fizică, se acceptă din ce în ce mai mult că ea este un proces al creierului, este vorba de creierul primitiv care se activează la naștere, este ceea ce noi avem comun cu mamiferele și este partea din creierul nostru care secretă acei hormoni implicați în naștere extrem, extrem de important. În maternitățile din zilele noastre însă, o să vedem că există nenumărați factori care perturbează procesele din creier, mersul natural al nașterii. Lumina, zgomotele, mesele ginecologice, prezența unor persoane pe care nu le cunoaște gravida, altele. Iar ceea ce aș vrea să știți este faptul că o naștere activă înseamnă o atmosferă intimă și privată pentru mamă, semi-întuneric și nu lumini de neon și, desigur, prezența unei moașe sau a unui medic experimentat. Ce părere ai, Raluca, până aici? Te rog să reflectezi foarte bine pentru că o să vină momentul în care tu va trebui să-ți aduci aminte multe lucruri, da, legate de o naștere ale da. Se întâmplă deja, da, ai punctat foarte bine, Vania, exact cele două situații.
Da. Mai spun ceva, ca în felul acesta m-am gândit să îți readuc aminte, să-ți retrezesc emoțiile acelor momente. Deci, o naștere activă este o naștere în care o femeie nu are nevoie de intervenții medicamentoase, pentru că, așa cum am spus și puțin mai devreme, corpul ei secretă proprii hormoni și creierul primitiv este cel care reduce inhibiția care vine de unde la noi, oamenii, de la neocortex, deci de la noul creier. E ceea ce noi nu trebuie să lăsăm activ în momentul nașterii. Și aș vrea să adaug și câteva cuvinte despre nașterea în apă. Ea își are originea în insulele Pacificului de Sud, în Maori, în Indiile din America Centrală, la egipteni, la greci. În timpurile noastre, prin anii 60, prima naștere s-a întâmplat la Moscova și atunci, desigur că a fost un moment de referință. La acel moment, Igor Charkovski, kinetoterapeut, dar și cercetător, după ce a studiat de mai mult timp comportamentul mamiferelor în relația cu apa, a ajuns la concluzia că și femeile ar putea să beneficieze de nașterile în apă, așa cum multe mamifere o fac, și să beneficieze de ceea ce el a constatat prin aceste cercetări, faptul că în apă durerea se simte mult mai ușor, relaxarea se face mai repede, femeia deci practic nu simte durerea sau o simte mult, mult atenuată. După această naștere la Moscova, ulterior ea a început să fie practicată în multe țări din Europa, din Statele Unite, din Australia și treptat din ce în ce mai multe maternități s-au instalat căzi pentru naștere în apă. Și aș mai avea o mențiune specială legată de Franța, când în anul 1977 doctorul Michel Audin a amenajat la maternitatea din Pithiviers un salon de naștere pe care l-a dotat și cu o cadă, în ideea că femeile pot să stea în apă în timpul travaliului pentru a-și atenua durerea, și ulterior s-a produs și prima naștere în apă. Studiile lui Michel Audin făcute această naștere, dar și ale altor cercetători, ne arată clar că nașterea în apă scade nevoia de intervenții. Scade nevoia de intervenții medicamentoase, așa cum am spus, relaxează, atenuează durerea și corpul femeii este liber să secrete acei hormoni care asigură bunul progres al nașterii. Și aici aș avea și câteva vorbe de spus și cu asta închei acest preambul. Un scurt istoric, de fapt e chiar foarte scurt, al nașterii în apă în România. Pentru prima dată în România s-a practicat nașterea în apă în perioada anilor 1998-2003 la orașul, în orașul Vitoria, la Spitalul Județean. Doctorul Băiulescu practica nașterea în apă în combinație cu anestezia peridurală. Deci, practic, nu era chiar o naștere în apă, pentru că anestezia peridurală este o modalitate de naștere și de atenuare a durerii folosind de anestezia, pe când nașterea în apă folosește efectul apei calde în atenuarea durerii. Din 2003, nașterile au continuat la Făgăraș pentru o perioadă. În ceea ce privește orașul nostru, în București, prima naștere în apă a fost la Regina Maria. Acolo am inițiat împreună cu doctorul Niculescu, care avea o mare deschidere, practicase nașterea în apă în Germania, și cu acordul doctorului Varga Enaiati, un proiect legat de nașterea activă și nașterea în apă. Și aici, sigur că o să o las imediat pe Raluca să spună cum a fost nașterea ei în apă, pentru că practic ea a fost prima femeie care a născut în apă la maternitatea Regina Maria.
Pe Raluca am cunoscut-o când a venit la Active Center, era însărcinată, nu ne cunoșteam, mi-a spus vreau să nasc în apă. Eu mă întorsesem din Belgia, de la Ostende, de câteva luni, unde avusesem un stagiu de naștere în apă și vă dați seama ce fericită m-am simțit când am zis așa, din neant a apărut o femeie în România care vrea să nască în apă. Între timp pusesem la punct proiectul de la Regina Maria, așa că, Raluca, haide să vedem așa, să spui anul când s-a petrecut prima ta naștere, cum v-am și spus de fapt, și de ce ai optat pentru nașterea în apă la prima ta sarcină? Ce știai la acel moment despre nașterea în apă și ce te-a motivat? Vania, trebuie să spun că nu de la început, acum nu mai știu exact în care moment a sarcinii am venit eu la tine pentru a face cursul cu tine. Aveai burtica destul de mare, deci presupun că, da. Nu a fost de la început, pentru că nu știam care sunt variantele de... În niciun caz n-aș fi vrut cezariană. Am vrut o naștere naturală. Din păcate, după câte aflasem sau din câte știam, țin sunt doctorii care te duc la capăt cu o naștere naturală. Eu mi-am dorit-o foarte mult și mi-a fost foarte frică să nu ajung pe ultimele momente să fiu nevoită să fac cezariană. Cred că între timp am venit la tine, la cursurile tale pe care le făceai cu partenerii, cu cuplu, da? Și asta vreau să punctez foarte bine, că practic cred că de la tine a început totul. La modul că tu ai construit încrederea care mie mi-a folosit pentru a merge mai departe, pentru că până la urmă despre asta e vorba. Despre încrederea pe care mama o are în ea, că poate reuși și poate reuși singură sau, bineînțeles, cu partenerul. Iar ceea ce am lucrat cu tine și am construit cu tine, practic s-a dezvoltat și a ajuns să se întâmple. Acum te-aș întrerupe puțin, dar poate ai dreptate, poate eu atunci când am văzut noi prima dată, am discutat despre diferitele modalități de naștere și cum eram foarte încântată de proiectul de la Regina Maria, probabil că asta ți-a insuflat oarecare curiozitate pe care mai târziu ți-ai împlinit-o, descoperind care sunt beneficiile diferitelor tipuri de naștere și optând pentru nașterea în apă. Acum, sigur că... Ce s-a întâmplat, mi-am aduc aminte că am căutat despre nașterea în apă, știam că nu se mai poate face nicăieri, sau oricum, undeva pe la Brașov, nu mai știu, era oricum departe. Am fost foarte ușurată să aflu, într-adevăr, că se face, poate că de la tine am aflat chestia asta, că există proiectul la Regina Maria și atunci l-am preluat din zbor, cu toate că începusem, plecasem cumva pe altă pantă. Te rog. În principiu, am vrut să menționez și faptul că tu ești prima femeie care, într-adevăr, a născut în apă în România, pentru că, deși, așa cum am menționat, doctorul Băiulescu începuse să facă naștere în apă la Victoria și la Făgăraș și ulterior la Brașov, acele nașteri erau cu anestezie peridurală, adică femeia avea pe de o parte un cateter montat, da, cu anestezia peridurală și intra și în apă. Ceea ce mie nu... diferite discuții cu doctorul Băiulescu, nu mi se părea că e ok. Am spus, ori naști cu anestezie peridurală, ori naște în apă. Dar, Raluca, spune mai departe. De unde vrei să încep? Cu ce vrei? Cu diferențele sau cu... Practic, ai optat pentru nașterea în apă urmarea unor informații pe care le-ai primit, da? Știai ceva cumva despre nașterea în apă și aș vrea să știu cum, în primul rând, dacă a existat vreo diferență legată de durerea din travaliu, așa cum ai simțit-o atunci când ai fost în cadă, vis-a-vis de a doua ta naștere, care n-a mai fost în apă.
și o să îți mai cer și câteva detalii despre asta, dar cum a fost durerea, hai să o luăm punctual, cum a fost durerea, cum ai simțit durerea la prima ta naștere, în perioada în care ai stat în cadă? Bă, diferența e clară, a doua oară am simțit nevoia, am simțit lipsa apei, practic știu că m-am tot chinuit să intru în duș, mai ales spre finalul travaliului era clar că apa mă ajută. Ești mai relaxat, apa călduță, nu știu, îți dă o anumită stare, ești mai în control pe corpul tău, nu ai acea gravitate care te apasă, pur și simplu. Așa este. Acum eu să știi că, Raluca, de-a lungul timpului, pe perioada când a funcționat proiectul cu nașterea în apă la Regina Maria, de multe ori am avut gravide care inițial au avut această opțiune și în momentul în care au ajuns în travaliu, pentru că intrarea în cadă nu se face de la început, se face undeva de la mijlocul travaliului, cam de la 5 cm, n-au mai vrut să intre în apă. Au zis, am simțit că nu mai vreau, că mi-e frică, că mai bine, mai sigur mă simt pe uscat. Sigur, pot să apară și reacții paradoxale de genul ăsta. Asta vreau să punctez, de aia ți-am și zis, contează foarte mult încrederea pe care tu o ai. Eu nu cred că poți să mergi mai departe cu astfel de naștere activă, cum îi spui tu, dacă nu ai înainte cursuri care să te învețe de unde îți vine durerea, de ce este acolo, ce se poate întâmpla. Dacă nu ai un partener lângă tine care te susține și care ți-aduce aminte că e totul în ordine, că se poate ține sub control. Bine, noi la Regina Maria am avut, eu m-am simțit extraordinar, deci a fost așa ca un fel de cuib, nu știu cum să-ți explic. Mi-a fost și greu să plec de acolo după câteva zile. Am fost și lăsați să ne desfășurăm, ca să zic așa, am avut muzica noastră, uleiuri parfumate, partenerul făcea masaj, deci a fost așa un fel de, cum ai zis, atmosferă cu lumină puțină, nu era acea frică de masă, de operație, de... Toate au contribuit. Să știi că sunt convinsă că dacă avem gravide care ne urmăresc sau mame, mai ales, care au născut în diferite moduri, la Regina Maria sau la alte maternități, poate se uită cu tine, la tine așa cu ochi mari și nu le vine să creadă că tu ai avut toate lucrurile astea la naștere, dar eu pot să confirm că atunci când s-a deschis Regina Maria în București, într-adevăr toate lucrurile acestea se întâmplau. Era raiul. Da, chiar am simțit, chiar m-am simțit. Acum câteva zile chiar mi-am adus aminte de și de mirosul de acolo. Bine, cumva probabil că ți rămân undeva în memorie, dar a fost foarte confortabil. Și starea de siguranță pe care și domnul Niculescu mi-a dat-o și tot timpul m-a îmbărbătat. Știa că pot, m-a văzut că îmi doresc foarte mult, cu toate că am avut un travaliu lung. Am avut 10 ore și prima așa de oară, deci nu mi-a fost ușor, aș fi sperat cumva la o naștere ușoară, dar mi-a fost destul de greu și el mi-a dăruit încrederea că pot să o fac și m-a lăsat să mă desfășor, ca să zic așa, până la final. Concret, cum a fost momentul nașterii în apă? Cum a fost momentul nașterii în apă? La ce te referi? Într-adevăr, am intrat și am ieșit de multe ori. Nu mai știu exact de câteva ori, dar nu am stat numai în apă. Momentul ăla al expulziei copilului, pentru că, de ce te întreb? Pentru că după aceea o să discutăm și despre cea de-a doua ta naștere și știu că sunt două momente diferite, femeia le simte diferit, iar tu ai avut mai ales că a doua oară am avut și peridurală, nu știu dacă asta știi? Nu, asta nu știam. Da. Bun. Cum ai simțit momentul ăla al ieșirii copilului în apă?
A fost ușor, a fost, mai a avut o senzație de arsură. Da. Să știi că asta a fost senzația. Greu a fost cu tot. Ultimele momente au fost grele. Asta e clar. Eram plăguită, nu mai aveam forțe, practic. Asta a fost cea mai mare problemă. Durând atât de mult, știi cum, și nemâncat și așa o perioadă lungă. Asta la nașterea în apă, da? Da, da. N-am putut mânca. Cât am avut 10, 11 ore. Și nu mai aveam forțe. Dar doctorul Niculescu ți-a făcut ceva sau a lăsat travaliul pur și simplu să decurgă de la sine? Sincer, nu mai știu să-ți spun exact dacă ce s-a, la ce te referi. Dacă... Eu știu, ți-a pus vreo perfuzie sau ți-a făcut vreo injecție sau a spus, Raluca, lăsăm lucrurile să decurgă de la sine? Cred că am avut ceva problemă cu dilatația, dacă mi-aduc bine aminte. Și cred că s-ar putea pe final să-mi fi făcut ceva pentru că nu se mai întâmpla și trebuia să nasc. Intrase șleza în cada cu apă? Vania, nu mai știu exact, am trecut cam mult timp. Da, nu mai știu că, în care moment s-a întâmplat, dar cred că a fost ceva. Știu că tot timpul aveam pe burtică ceva să monitorizeze bătăile inimii ale bebelușului. Da, bine, mi le scoteam când intram în apă. Nu știu ce sunt acelea, toate nu se știu de mine. Și da, până la final știu că a fost așa un herup total și din partea lui și din partea mea și toată lumea, hai, acum trebuie să se întâmple, că deja nu mai puteam aștepta. Eu vreau să spun că am văzut în Belgia la momentul la care tu ai născut, eu n-am putut să vin la nașterea ta, nu mai știu, nu eram, cred că aici, nu eram în țară, nu mai știu. Dar știu că n-am putut să vin și după aceea m-am bucurat foarte mult că lucrurile au mers așa cum au mers. Dar în Belgia am avut privilegiul de a vedea niște nașteri în apă care pur și simplu mi-au lăsat sentimentul că nu a fost ceva real. Pentru că acolo în sala de nașteri mai exista un jacuzzi, da? Pe lângă cada de naștere în apă. În jacuzzi, gravida putea să intre pe perioada travaliului. Jacuzziul în sine era activat și asta stimula contracțiile uterine ale gravidei, ca să nu-ți mai spun că exista posibilitatea, dacă gravida avea această opțiune, să intre cu ea în cadă soțul ei. Dacă mai avea un copil, atunci a fost o gravidă care avea o fetiță, a intrat și fetița în cadă într-o anumită parte a travaliului mai de început. Deci o mare parte din travaliu femeia și-o petrecea acolo, după care atunci când dilatația a ajuns aproape spre completă, femeia a venit și a intrat în cada în care urma să nască. Ei la Ostende începuseră într-o cadă, cum erau căzile tradiționale din apartamentele părinților tăi, din apartamentele de blocuri, cam genul ăla de căzi erau folosite la început, după care, acum, la momentul când eu am ajuns la Ostende, era o cadă foarte frumoasă, transparentă, adică vedeai tot procesul nașterii, era ceva extraordinar. Și sigur, așa cum spui și tu, și la Ostende era opțional, femeia decidea un anumit tip de muzică, dacă vroia sau dacă vroia să fie liniște totală, dar știu că toate lucrurile astea erau foarte atent urmărite, astfel încât nimic să nu perturbe acel creier primitiv al femeii, neocorticul să-și vadă de treaba lui și hormonii femeii să acționeze. Deci au existat toate aceste condiții, ai intrat în cadă, ai născut... Nu mi-aduc aminte, așa că te întreb pe tine, ai avut probleme cu perineul la prima naștere? Cred că am avut foarte puțin. Foarte puțin, probabil că niște rupturi mici, da? Da. Ceva de suprafață. Ceva de suprafață. Cum a ieșit copilul? Ce ai făcut? L-ai luat în brațe? Era cel mai pufos lucru pe care l-am simțit. Aha. Deci ți l-a dat imediat pe piept, da? Aici tati a putut să taie cordonul. Aha.
Da, știu că doctorul Niculescu totdeauna face chestia asta, tăticii care vor și sunt, se simt motivați și spune, hai, uite, taie cordonul, ceea ce pentru ei înseamnă o foarte mare provocare. Acolo în cadă fiind, da, ți l-a pus pe piept și spune-mi, l-ai pus la sân sau... L-am ținut puțin pe piept, bineînțeles, am tăiat cordonul și s-a furtat așa cumva foarte... o prima naștere în apă, wow, am făcut-o, e oficial. Și după care au luat bebelușul să-l citeadă, așa, și am ieșit. După care l-au pus la sân în timp ce am ieșit și am intrat pe masă. Aha, și da? A urmat practic partea a doua în care ți-a ieșit placenta. Exact. S-au făcut controlul. Am primit așa între timp de la Cohal Irina un mesaj, ea ne spune că a vrut să nască în apă și că din păcate în 2004 când a vrut ea să nască în apă, făgărașul se închisese, da? Iar o altă, și chiar m-ar interesa până la urmă dacă Irina tot a intrat, să ne spună până la urmă cum a născut. Bun. O altă gravidă mă întreabă dacă, practic, gravidulțele sunt deschise să nască în apă. Eu să știți că știu foarte multe gravide în București care se duc să nască în apă, depinde la Isis, la Constanța. E cel mai apropiat loc de noi unde se poate naște în apă, dar în egală măsură, în clipa de față, se poate naște în apă și la Timișoara, se poate naște, din păcate, la Brașov, nu se mai naște în apă. Sigur că, din păcate, nici la Regina Maria nu se mai naște în apă. Există tot protocolul acela de care a beneficiat Raluca, CADA și filtrele și, în sfârșit, tot ce mai implica nașterea în apă există, dar cei de la Regina Maria au decis că nu mai vor să facă naștere în apă, deși există o cerință foarte mare, m-a întrebat Ioan Tabacu Alina, da, există o cerință foarte mare din partea gravidelor din București care își doresc să nască în apă. Probabil că mă întreabă Alina dacă sunt diferențe financiare. Nu cred. Tu ce părere ai, Raluca, ți-aduce aminte? Nu, a fost similar cu, cred că a fost similar cu cezariana, dacă nu mă înșel. Deci nu, n-a fost nici mai scump, nici mai, oricum s-a încadrat în aceeași platformă. Cred că diferența cea mai mare este, de fapt, tocmai la ceea ce vorbim noi, la confortul, la sala de naștere pe care o ocupi de un timp îndelungat, nu? La tot protocolul care se întâmplă în jurul tău și toată grija care, tot personalul care se învârte în jurul tău, să vadă ce faci, mai ești, mai nu ești, ce ți se întâmplă. Și presupun că aici e diferența cea mai mare. Da. Tot Alina Tabacu ne întreabă dacă putem să enumerăm câteva beneficii și câteva riscuri. Haideți să ne gândim, tu citisești la momentul respectiv despre beneficiile, dar și despre riscurile nașterii în apă, pentru că nașterea în apă, să știți că este un subiect destul de controversat, da? Și s-ar putea, deschizând acest subiect, să întâlniți mulți medici obstetricieni sau chiar și mașe, da, care să fie foarte reticente față de nașterea în apă, dar în cealaltă tabără puteți să întâlniți oameni care sunt foarte deschiși și conștienți de beneficiile nașterii în apă. Sigur că orice naștere implică anumite riscuri. Cei de la Ostende din Belgia aveau chiar câteva studii și concluziile acestor studii erau că nu există riscuri mai mari legate de o naștere în apă față de o naștere pe uscat. Raluca, tu ce citiste? Aveai informații în acest sens? Bine, eu presupun că am citit. Da, da. Nu mai știu exact, cu siguranță am citit. Cum zici, acum părerile sunt împărțite, fiecare trebuie să și simtă ce vrea să facă.
Ce mi-a plăcut mie foarte mult la doctorul Nicolae a fost că... Sănătos. Mulțumesc. A fost că... Cum să zic, că practic te lăsa să mergi până unde poți, să faci, mi-a și spus, naști cum vrei, mergem până unde vrei, adică te poți opri oricând, să spui, ok, nu mai vreau, nu pot să merg mai departe, vreau peridurală sau vreau cezariană sau... Și atunci, practic, aveai toate opțiunile în mână, pot să merg mai departe, merg mai departe, nu te oprești și... schimb. Și atunci nu aș, n-am văzut riscurile. Mm-hmm. Acum, sigur că una dintre opiniile care vin în sprijinul nașterii naturale este legată de bebeluș. Se spune că el practic trece dintr-un mediu lichid într-alt mediu lichid. Și asta face ca impactul să fie mult mai mic decât atunci când el trece din mediul lichid în aer. Da? Sigur că este o motivație foarte bună și sunt convinsă că lucrul acesta este valabil. Am văzut mai multe filmări cu naștere în apă. Atâta vreme cât ei sunt acolo sub apă, stau cu ochii deschiși, încă nu respiră. Momentul respirației practic se produce în clipa în care el este scos din apă. Aș vrea să mă refer la faptul că Alina m-a întrebat dacă sunt și ne-a întrebat dacă sunt riscuri pentru nașterea în apă. Sigur, sunt câteva situații care contraindică total nașterea în apă, da? Dacă este vorba de o naștere cu un copil prematur, da? Dacă gravida are o infecție, dacă s-au rupt membranele, iarăși trebuie luat în considerare, dacă gravida are anumite afecțiuni anterioare sarcinii, da, care contraindică intrarea într-o cadă cu apă la 36 de grade, pentru că la 36 de grade, practic, se stă în această perioadă, după care, în momentul în care practic simți că urmează expulsia, temperatura apei se ridică la 37 de grade, așa cum este și temperatura din lichidul amniotic. Deci copilul iese din 37 de grade și intră tot în 37 de grade. Deci de aceea riscul este foarte, foarte vis-a-vis de echilibrul ăsta al temperaturii și senzația pe care o simte copilul este mult redusă, senzația asta de schimbare, că iese din uterul mamei într-un alt mediu. Spune-mi, Raluca, de ce a doua oară nu ai mai născut în apă? Care, eu mi-aduc aminte foarte bine că ai venit atunci la mine și ai fost foarte foarte necăjită că lucrul acesta nu se mai putea petrece în apă. Deci spune-ne tu de ce n-ai mai putut să naști în apă a doua oară? Da, păi e simplu, pentru că nu s-a mai putut nicăieri. Practic nu mai exista locul, sau locul exista, dar nu mai exista voința. Să știi că noi am insistat foarte mult și noi și domnul Niculescu, cred că știi, că am insistat foarte mult și la Regina Maria și la Medicover, unde am născut până la urmă, să facă posibil, pentru că aveau tot ce le trebuie, dar nu s-a vrut. Nu... Da, e o rezistență în clipa de față pentru cei de la Regina Maria, motivează că n-au protocoale, dar protocoalele se pot face la nivel de spital, există protocoale internaționale legate de nașterea în apă. N-ar fi așa de greu ca lucrul acesta să se întâmple și este păcat că în zilele noastre nu se ține cont și de această opțiune de naștere care trebuie să existe. Eu țin minte, cu niște ani în urmă am avut o invitație, a fost un congres al anesteziștilor și am avut o invitație pentru că una dintre prezentări era legată
de anestezia peridurală și naștere și a făcut o prezentare foarte interesantă un profesor din Olanda și după terminarea sesiunii de prezentare în pauză am stat de vorbă cu el și am spus: domn profesor, da, cum e cu nașterea anestezică și cu anestezie peridurală? Eu pusesem de curând în Olanda, pentru că opțiunea de naștere în Olanda este într-o proporție extraordinar de mare pentru naștere naturală. Nu mai zic naștere acasă, pentru naștere naturală. Și profesorul mi-a spus: stimată doamnă Moașă, noi avem datoria ca în sistemul nostru să oferim toate modalitățile de naștere. Avem datoria să respectăm opțiunea femeii în cazul în care există probleme să discutăm cu ea și să facem cea mai bună alegere. Pentru că, într-adevăr, pot exista situații în care nașterea în apă să nu fie indicată. Am mai primit un mesaj de la o mămică, Ionela, care ne spune că și ea a vrut să nască în apă la maternitatea Eva Brașov, unde, da, într-adevăr, o lungă perioadă s-a putut naște în apă, dar, zice, echipa nu era specializată pe naștere în apă și au încălzit prea tare apa. Medicul mă punea să stau într-o anumită poziție și până la urmă am născut, dar n-a fost plăcerea aia a nașterii în apă, așa cum spuneam eu puțin mai înainte. Tu când ai fost în cadă, îți mai aduci aminte? Te-ai putut, ce rău îmi pare că nu, n-ai filmat nașterea aia. Da, fost, da. Ei, culmea, culmea, aveam tot ce ne trebuie, doar că mi se terminase bateria, știi cum se întâmplă de obicei la chestii din astea. Am fost liberă, da, nu... Ai fost liberă, da? Nu mi-aduc aminte să fi avut vreo prăliște în vreun fel, să stau, nu, în niciun caz. Știu că trebuia să ies din când în când din cadă, ca să mi se pună pe burtică acele monitoare pentru bebeluși. Mă deranja într-adevăr când trebuia să stau cu ele, pentru că trebuia să stau nemișcată, iar asta, cred că și prima și a doua oară a fost cel mai groaznic lucru, să... mă pune să stau nemișcată. Nici nu mi-aș fi imaginat cum aș fi putut să stau pe o masă de nașteri. Hai că ajungem și acolo imediat. Da. Da, am înțeles. Deci te-ai putut mișca liber, pentru că până la urmă ăsta este marele beneficiu al femeii când este în cadă, să se miște liber așa cum simte ea. Acum, liber în toată, în tot perimetru, pentru că ieșeam, mergeam, aveam acea minge pe care stăteam așa, aveam și o, nu știu dacă acela este onelul de nașteri, de care zice, da. De care te poți și prinde de sus și acela este extraordinar, tot așa că practic îți ridică, îți ia presiunea de pe... unde se așează, ca să nu zic, nu știu exact. Deci și acela este extraordinar și practic m-am plimbat, mergeam unde simțeam că am nevoie, puteam să merg. Am înțeles. Partenerul să făceam atrași când tot la fel printre, a fost un dute vino așa total. Dar în ritmul nu... Doare sufletul, Raluca, și asta... este și pentru toate cele care ne urmăresc, faptul că aceste resurse există încă la Regina Maria și nu sunt folosite în adevăratul sens al cuvântului. Aș vrea să ne întoarcem însă la momentul la care a doua oară a trebuit să iei altă decizie. Știu că tu ai venit la mine și mi-ai spus că vrei să naști în apă, știu că ți-am spus că nu se mai poate naște la Regina Maria. Deci ce ai decis la acel moment? Că vrei să naști totuși tot cu doctorul Niculescu? Tot cu dânsul, da, pentru că am mers împreună și împreună am căutat și am bătut din ușă în ușă să vedem unde putem totuși găsi resurse. Am rămas la Medicover pentru că ar fi fost mai multe șanse. Noi am insistat până în ultimul moment, tot am primit cereri spre direcțiune, haideți, poate, totuși, având în vedere că am născut odată, că sunt cu același medic și să facem o echipă și putem să facem lucrul ăsta. Tot am sperat până în ultimul moment, dar nu s-a întâmplat. Îmi aduc o aminte de o experiență foarte amuzantă. Până să se întâmple nașterea în apă la
Regina Maria, am avut o gravidă care își dorea neapărat să nască în apă. Și i-am spus, uite, în Anglia se poate naște, de obicei se naște în apă acasă, sunt niște căzi gonflabile, nu foarte mari, în sfârșit, e un întreg protocol acolo pe care poți să-l folosești pentru naștere în apă. Și zic, până la urmă, dacă chiar vrei să naști în apă, ia-ți o cadă din asta și poate reușim să îi îndurăm pe cei de la maternitate să te lase să stai în cata asta în apă. Nu s-a întâmplat așa, acea doamnă a născut în pat, a fost și mai tare, asta pentru că a născut puțin înainte de termen, cam vreo 10 zile și tocmai trebuia, a fost, cum zicem noi, tanda pe manda, tocmai trebuia să-i sosească cada din Anglia, dar a născut în pat atât de frumos, atât de natural și sigur că aici aș vrea să mă refer puțin și să ne gândim la momentul acela, stau câteva secunde până citesc încă un mesaj venit, să-ți aduci aminte de momentul în care te-ai urcat pe masa ginecologică pentru naștere, chiar dacă ai avut anestezie peridurală, pentru că este o diferență foarte mare. Mai am un mesaj de la Iulia Marc. Bună ziua, urmează să nasc luna viitoare, iar eu îmi doresc să nasc mai ușor și cu dureri puține. Vă ascult cu drag și vă mulțumesc pentru această ocazie. Poate ne spui, Iulia, de unde ești și unde vrei, unde urmează să naști. Oricum, ce pot să spun este că o femeie are resurse pe care dacă știe cum să le folosească, ea generează. Ai auzit că am spus mai devreme, secreția, corpul ei generează secreția unor hormoni care o pot ajuta foarte, foarte mult. Și n-am să pomenesc decât despre endorfine, care sunt de 30 de ori mai puternice ca morfina. Dacă știm cum să generăm chestia asta, travaliul poate să devină chiar și un moment extatic. Uitați-vă pe YouTube, găsiți și chestii de genul acesta. Dar, Aluca, spune-ne cum a fost... când ai ajuns pe masa de ginecologică la a doua naștere. Sigur, mai pusese și în timpul sarcinii, dar asta era, e cu totul altceva. Da, nu, a fost un moment, tot așa, speram să nu ajung, dar am avut iarăși travaliu foarte lung și știu că, apropo de anesteziști, aveam un anestezist care efectiv mă pândea pe la ușă și tot stătea lângă mine și îmi spune, sigur nu vrei, vezi că eu o să plec la un moment dat, sigur nu vrei să faci, nu vreau la un moment dat, chiar m-am enervat și cred că l-am dat afară pe ușă. N-aș fi vrut să ajung și sunt sigură că n-aș fi ajuns la anestezie dacă aș fi avut alte condiții. Așa cum au fost la Regina Maria atunci când a fost prima dată. Dar cine? Deci acum deja sunt două întrebări. Vreau în continuare să știu cum te-ai simțit pe masa ginecologică în comparație cu momentele în care în travaliu ai stat în cadă. Păi, hai să spun un pic, că pe masă nu prea am apucat să stau, pentru că din moment am stat foarte puțin că am și născut, adică nu prea am apucat. A fost foarte rapid, pentru că eram pe final, n-am mai putut, simțeam că nu mai pot fizic să mai... mă rezist, în fine, a insistat și partenerul un pic, văzând că mă chinui. Am tot încercat să intru prin duș, să mă relaxez, să mă prind, dar nu... n-a fost același lucru. Și până la urmă am acceptat peridurala. Peridurala m-a chinuit foarte mult. M-a chinuit, știi, se face foarte greu, cine nu știe, mi se pare că... A fost un moment foarte greu. Efectiv, m-au chinuit mai mult decât durerea travaliului, pentru că a trebuit să stau nemișcată foarte mult. Aveam impresia că mă sufoc, nu știu, mi-a fost foarte greu cu ea, iar după aceea am avut dureri de spate pe care eu le-am pus în spinarea peridoralei, în zona lombară, destul de puternice. A prins anestezia, cum te-ai simțit după naștere? A prins, mi-a fost foarte greu până mi-au făcut-o, nu știu de ce a durat, dacă așa durează tot timpul, a durat foarte mult până s-a întâmplat și a trebuit să stau nemișcată, știi cum se face. Da, da, da. A durat foarte mult, mi s-a părut o veșnicie până s-a întâmplat. A prins foarte repede și am și născut foarte repede după aia. N-a fost tocmai foarte bine pentru că
nesimțind durerea, am împins extrem de mult și atunci am avut într-adevăr fisuri mai mari. La perineu, nu? La perineu, da. Da, deci, n-am mai existat. N-ai mai avut control din momentul în care... N-am mai avut control, exact, exact. Și am împins cumva... Nu mai simți nimic. Și eram și obosită. Cumva am zis, ok, hai să scap cumva, să se termine. Dacă ai putea să-ți aduci aminte, Raluca, și să-mi spui dacă... Cine a luat decizia pentru peridurală? N-ai mai putut tu să suporți durerea? Sau care a fost... Am luat-o împreună, cumva. Bine... Neștiința de cauză, pentru că ne mai trecând prin asta, dacă știam cât de greu se întâmplă, aș mai fi rezistat puțin, știi? Pentru că, îți spun, efectiv, mi-a fost foarte greu până mi s-a făcut injecția. Da, da. S-a întâmplat, după aia au mai fost 10 minute, atât, n-am prins mai mult. Dacă aș fi făcut-o probabil mai devreme, să mă scutească de anume dureri sau de anume ore de travaliu, da, dar la mine a fost pe final. Deci a fost, probabil, dacă aș mai fi rezistat un pic, n-ar mai fi fost nevoie și... N-ai avut tăria în momentul acela să spui, nu vreau peridurală? E greu, foarte greu. Nu am mai avut-o. Ți-am zis și pentru că nu știam ce înseamnă. Am avut impresia că e ceva mai ușor, ok, o mică injecție și s-a terminat. Dar a fost foarte dificil. Eu n-aș recomanda, mi s-a părut traumatizantă chestia aia și invazivă, da. Pe coloană, nu știu, da. N-aș mai repeta așa ceva. Acum, este sigur, poate ai avut tu anumite mici anomalii acolo, pentru că nu totdeauna e ceva, adică un anestezist experimentat totuși, probabil. Sigur că anumită poziție, o anumită perioadă de imobilitate, până se revine după aceea, după injectare, tensiunea la normal, poți să ai o senzație de amețeală. Acum, pentru gravidele și mămicile care ne ascultă, vreau să vă spun că Raluca este o tipă foarte puternică și asta și din perspectiva a profesiei ei, pentru că în general la Institutul de Arte Plastice, eu știu asta, poveștile astea de mult, la Institutul de Arte Plastice, la secția de sculptură, nu se duceau decât bărbații. Deci dacă băieții, da? Candidații erau băieți, probabil că și la vremea ta, Raluca, și tatăl fiului meu a fost sculptor și de aici știu multe detalii din astea, ca să zic așa, picante, pentru că fetele care se duceau să candideze la sculptură erau privite cu foarte mare, nu știu, cumva așa, în sfârșit. Da. Ceva de genul ăsta. Dar, în general, acele fete erau și unele dintre ele pe care le-am într-un anumit context am întâlnit câteva dintre ele și una dintre ele este și Raluca, dar sunt femei foarte puternice. Deci eu mă îndoiesc că Raluca n-a avut curaj să-și mai asume acele ultime momente. Probabil că a fost o chestie de conjunctură. În sfârșit, și de aceea este foarte, foarte important să putem să ne menținem... Să-ți spun ceva, Vania, apropo de curajul, contează pe cine ai lângă tine. Da. Contează mult să ai un partener la fel de puternic, care să fie la fel de instruit. Contează foarte mult ca amândoi să fi făcut cursuri. Eu nu știu, nu văd posibilă nașterea naturală și activă fără a face niște cursuri înainte în care să ți se explice. Să faci tehnicile de respirație în care partenerul să fie, să știe cum să te susțină. E clar că nu se poate și dacă aș fi avut o moașă lângă mine care să mă susțină în momentele alea, e clar că n-aș fi ajuns. Asta e clar. Am mai primit un mesaj, Iulia, care ne-a scris și puțin mai devreme că își dorește o naștere fără dureri, ne spune că ea e din Maramureș, dar că o să nască în Anglia și că a ales nașterea în apă. Iulia, chiar te rog, după ce naști, în sfârșit, după ce trece așa prima perioadă cu alăptarea, dacă ai probleme poți să mă contactezi, sunt și consultant în alăptare, dar mi-ar place să
să discutăm, poate chiar într-un live, despre nașterea ta în apă în Anglia. Așa, Raluca. Și să ne întoarcem, deci, practic, momentul în care ai stat pe masa ginecologică, pentru că asta e un moment care sperie foarte multe gravide, n-a fost prea lung, probabil că nici nu am mai apucat să-ți dai seama ce s-a întâmplat cu tine, nu? Da, 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 practic de-abia ce am apucat să mă așez și de câte ori țin minte că am, așa, cu domnul Niculescu ne-am poziționat să ne apucăm de treabă și în momentul în care am simțit că își face efectul, a fost destul de rapid, deci n-am mai simțit durerea, n-am mai simțit efortul, atunci imediat. Da. Știu că și doctorul Niculescu atunci mi-a spus și a regretat foarte mult că nu ai mai putut să naști în apă și a doua oară. Acum, Raluca, având la cei doi poli câte o naștere, una în apă și una pe uscat, cu anestezie peridurală în partea finală, dacă ar trebui să... sau dacă ai mai ajunge să naști a treia oară, și ai putea să alegi, ce naștere ai alege? E clar, lucrurile sunt clare. Naștere în apă, dacă ai putea să o faci, ce aș alege, sincer să spun, pentru mine, cursurile pe care le-am făcut cu tine sau cu probabil care se pot face, nu știu, au fost decisive pentru că ele m-au învățat ce se întâmplă. Și sfaturile pe care le-am, nu știu, ne-am vorbit, ne-am sfătuit, cum să facem, de ce să facem. Iarăși, doctorul Niculescu, care știi că el este, îți dă încredere, a fost lângă mine, contează foarte mult oamenii din jurul tău. Nu știu dacă, cum zicea, ai zis că spunea cineva mai devreme că a născut în apă, dar nu s-a bucurat. Okay? Deci nu nașterea în sine în apă, ci acest cumul de factori care implică o moașă, un medic care să vrea, un personal care să fie lângă tine cu mofturile tale de atunci, cu, nu știu, stingem lumina când bate în ochi sau lasă-mă să-mi prind bețișoare parfumate, muzică balineză sau ce nebunie am mai avut eu în cap. Toate acestea contează foarte mult. Ceaiuri de plante pe care mi le-am cărat după mine și mi le-am făcut acolo. Ce ceai de plante ți-ai cărat, Raluca? Ce ai făcut? Ce ceai ți-ai făcut? Stai să-ți spun ceva. Melissa? Nu mai știu exact. Nu? Nu mai știu exact. A doua oară să știi că nu le-am mai accesat. Cumva, a doua oară am avut cred că prea multă încredere că deja știam traseul, dar nu e atât de simplu. Adică trebuie să ți reamintești și ce se întâmplă și cum se face și totuși diferența de 7 ani între una și alta s-au simțit. Și fizic și psihic. Am mai primit un mesaj. Marinela Floricel ne spune că locuiește în Anglia și a născut în apă anul trecut pe vremea aceasta, da? Ea spune că a fost o experiență absolut extraordinară și menționează ceva ce tu ai specificat, că este foarte important. Tatăl a fost lângă mine în toată această perioadă a travaliului, care a fost pe parcursul a două zile, 33 de ore să fiu mai precisă. A spus că a făcut yoga pentru gravide și a aplicat și iarăși, e ceva ce tu ai menționat, exercițiile de respirație și pozițiile și e trist că în România nu se încurajează aceste tehnici și cursuri pentru viitorii părinți. Da, foarte bine. Da, așa este. Îmi aduc aminte că tu l-ai învățat pe partener cum îl învățai, nu știu dacă mai faci acum, cum să facă masaj, cum să o susțină pe gravidă și da, lucrurile astea contează enorm atunci. Da. Acum, bine, între timp s-au mai schimbat unele lucruri pentru că în majoritatea maternităților se încearcă totuși
oferirea unor modele de cursuri de pregătire pentru naștere. Dar asta se întâmpla și când am fost eu în Franța și în Olanda și în Anglia. Adică moașele independente totdeauna au un rafinament în plus. E modul în care ele își câștigă existența până la urmă și sigur că poate un curs de pregătire într-un spital e mai standard și dacă îl faci cu o moașă, moașa asta vine independentă, vine cu tot felul de lucruri care pot să aducă multă, multă valoare. Eu știu că totdeauna le spun gravidelor când terminăm cursul de naștere că pot să țină, să păstreze în minte ceea ce am făcut, dar când vor ajunge să pășească pe pragul maternității, să știe că nașterea este sub incidența celor 3 R. La naștere trebuie să fii relaxată, să respiri și să ai răbdare. Dacă poți să îndeplinești această lege a celor 3 R, într-adevăr, nașterea poate să fie o experiență extraordinară, fie că se petrece pe uscat, fie că se petrece în apă. Totuși, așa cum sunt feedback-urile foarte multor gravide, acum mame, deci care au născut în apă, și care au trăit și experiența nașterii pe uscat, așa cum a trăit-o și Raluca, majoritatea spun că dacă ar naște a treia oară, ar naște în apă. Deci sunt acele momente de relaxare extraordinare. Și am să vă spun ceva amuzant de la Chișinău, din Republica Moldova. Acolo există un proiect foarte frumos în cea mai veche maternitate din Chișinău, care este cam cum e filantropia la noi. Și când s-a renovat, ei au făcut un proiect de folosirea apei calde în terapia durerii. Și au dus acolo niște cădițe din astea, cum îți spuneam că există, gonflabile și care atunci când gravida dorește să stea în apă în timpul travaliului, poate să intre în această cadă. Și mi-au spus că au avut câteva nașteri, așa s-au întâmplat, zice, n-am mai putut să scoatem gravida de acolo, și a născut în apă. Pentru că, de pildă, nici în Republica Moldova nu există protocoale pentru nașterea în apă. Bun, deci am trecut așa pasul. Apropo de asta, scuze-mă că te rog, să știi că chiar și așa mi-ar fi priit foarte bine o cadă cu apă, cum zici tu, în care să intru, să mă relaxez și în care să nu mă epuizez atât de mult travaliu pe uscat. Știi? Da, probabil că chiar dacă aș fi urcat pe masă la final, dar n-aș mai fi fost atât de obosită, cu siguranță. Am văzut chestia asta într-o maternitate în Anglia. Da? Aveau cadă și dacă gravida avea această opțiune de a intra în travaliu în cadă, putea să o facă. Acum, eu din ce știu și la Regina Maria, atât se mai poate. Adică dacă chiar ai opțiunea aceasta, poți să soliciți și să intri în cadă, dar așa cum a menționat cineva mai devreme, prețul crește la naștere, doar pentru simplu fapt că ți se pune apă caldă la dispoziție. Mi se pare jenantă chestia asta, foarte jenantă, dar în sfârșit nu e treaba mea să... Dar, Ania, acum știindu-le pe amândouă, să știi că ar fi meritat, pentru că și acea peridurală te costă în plus. Iar pentru mine ar fi meritat să plătesc în plus doar ca să pot să am o parte de travaliu în apă. Da, din păcate... Renunț la peridurală, aș fi renunțat și, ți-am zis, pentru mine a fost traumatizantă. Din păcate, Raluca, noi suntem campioni la naștere prin operație cezariană. Este dramatic și critic numărul la care s-a ajuns în clipa de față în România. Se pare că Organizația Mondială a Sănătății ne trage bine de urechi și să vedem dacă se vor mai întâmpla și lucrurile altfel, dar asta și pentru faptul că în sistem nu avem moașe, așa cum se depinde în Anglia, că am avut cele mai multe exemple, dar cum depinde
că sunt și în Republica Moldova. Deși ele nu au acolo facultate, au o formă de învățământ care le pregătește ca atare și femeile au parte de răbdarea moașelor în travaliu. Pentru că pe lângă faptul că femeia trebuie să respire, să se relaxeze și să aibă răbdare și lângă ele trebuie să fie, așa cum ați spus și voi, și soți, parteneri bine pregătiți, dar și personalul să empatizeze cu tine, cu opțiunea ta. Și spunea acum câțiva ani buni, când doctorul Michel Audin a venit în România, este un ginecolog francez renumit pentru faptul că a acordat o mare credibilitate nașterii în apă, nașterii cu blândețe. Michel Audin spunea, dom'le, cel mai important lucru este să ai lângă tine un obstetrician, deci un medic și o moașă care să nu fie plin de adrenalină. Că dacă sunt plin de adrenalină, travaliul ăla devine un mare calvar pentru gravidă, pentru că se pare că adrenalina este, cum să spun eu, se transmite foarte ușor, da? De la unii la alții. Așa că, desigur că sunt multe lucruri care trebuie să se întâmple la o naștere, dar Raluca are dreptate. În primul rând, tu trebuie să te simți stăpân și pregătit și să știi ce resurse ai nevoie atunci când vrei să te duci la naștere. Nu? Ești până la urmă ca și în fața unei lucrări. Spune-mi, Raluca, tu ai avut vreo lucrare așa care să aibă conotații legate de naștere sau de sarcină sau de maternitate? Încă nu, Vania. Probabil că trebuie să mai dureze ceva timp. Încă nu am avut. Chiar mă gândeam la chestia asta, încă nu am avut. Probabil că o să iasă mai târziu, lucrurile trebuie să se sedimenteze mai întâi. Eu am cadou de la tine un tablou și o să-l postez după ce terminăm live-ul nostru. M-am dus la atelier la Raluca și avea acolo un tablou foarte interesant și în momentul în care eu, și am să vă rog și pe voi, cele care vă uitați acum, să-mi spuneți dacă eu exagerez sau nu. Tabloul acum l-am adus acasă și l-am pus pe un perete în birou, e foarte, foarte frumos, dar eu când am văzut tabloul acela la Raluca, în el am văzut o moașă, nu știu dacă îți mai aduce aminte, e un tablou mai mare așa, o moașă și o care este cu o femeie gravidă și cu mâna cumva pe burtica ei. Și am întrebat-o atunci pe Raluca, a fost convinsă că asta a fost viziunea ei. Dar nu, asta nu avea nicio legătură. Știi ce a fost și ce vezi tu acolo? De fapt, este solidaritatea feminină. Da, 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 da. Da, da. Și asta contează foarte mult. Dar mie tabloul ăla mi-a plăcut foarte mult și l-aveam la Active Center pus foarte vizibil și știu că majoritatea gravidelor când veneau ne întrebam, tu ce vezi în tabloul ăsta? Pentru că pentru mine încă era așa, zic, cum de-am văzut eu așa ceva? Dar sigur că, așa cum spune Raluca, această solidaritate feminină poate să îmbrace diverse forme și solidaritatea care apare între moașă și femeia la naștere este specială, este deosebită. Raluca, spune-ne așa, deci în concluzie, ai trecut prin nașterea în apă, ai trecut și prin nașterea normală, prin nașterea pe uscat. A fost și momentul, hai să zicem, anesteziei peridurale, pentru că până la urmă, să știi că nașterea cu anestezie peridurală e o altă modalitate de naștere, da? Acum copiii tăi au crescut și probabil că, nu știu, încotro te îndrept, dar aș vrea să știu, copiii au reprezentat o barieră în calea carierei tale de a te dezvolta ca artistă, pentru că știu că ești foarte activă, știu că ești mult și plecată, știu că ai tot felul de activități și totdeauna m-am gândit cum le faci față. Sigur că ai și ajutoare în jur uneori, atunci când ai nevoie, sau e bine să știi să ceri ajutorul când ai nevoie. E foarte bine, da. Da, noi l-am cam făcut împreună. Bine, acum meseria mea dă o anume libertate, de fapt, o mare libertate. Nu am cele 8 ore de birou.
Și e clar că lucrez de acasă când copiii sunt mici și după aceea foarte mult. Deci le-am cam făcut împreună. Am mers împreună la vernisaje, am mers împreună, cred că și în simpozioane, la galerii, am lucrat. Având atelierul acasă m-a ajutat foarte mult pentru că ai copii în curte și poți să lucrezi în atelier, bineînțeles cu anumite măsuri de siguranță, dar am mers împreună, le-am făcut împreună. Cu ajutorul părinților atunci când a fost necesar și nu s-a putut cu copiii, ajutorul bunicilor, bineînțeles, dar în principiu suntem împreună, adică le facem pe toate așa, pe rând, împreună și... Da. Raluca, ce sfat ai da gravidelor care te urmăresc acum? O, Vania, ți-am zis, în primul rând, să facă cursuri, să facă yoga, să facă tehnici de respirație, să meargă la o mașă. Mie mi se pare extraordinar de important acum, indiferent cu cine, acum nu știu câte moașe mai sunt în afară de tine, știu că tu ești pionier aici în domeniul ăsta, dar mi se pare esențial. Și lucru cu o moașă și cu partenerul, pentru că dacă partenerul nu vrea și tot timpul îți dă alte idei, e clar că te poate deraia de la proiect, dar încrederea ta ca să mergi mai departe nu poți să o construiești decât dacă mergi și înțelegi ce se întâmplă, de unde îți vine durerea, pentru că cea mai mare frică a femeilor, și eu sunt așa o militantă în domeniu și pe toată lumea sfătuiesc să nască natural, în primul rând. Mm-hmm. De unde, în apă, în cumpărielă, dar să fie natural. Tuturor le e frică de durere. Da. Și primul lucru, zic, au, o să mă doară. Ok, dar în momentul în care afli, eu știu cum ne povesteai tu, și în momentul în care afli de ce te doare și acea durere de unde îți vine și că e o durere creatoare până la urmă, durere creatoare, nu o mai vezi așa. E clar că te doare. Numai o artist ar putea să spun, te-ai exprimat foarte frumos, chiar n-am auzit durerea asociată cu cuvântul creator, durere creatoare, foarte frumos. Așa este, e un travaliu a creației, e greu, e dificil. Eu n-am avut parte de naștere ușoare, adică nu am auzit variante în care în două ore te-ai dus și ai născut. Dar le-am făcut cu bucurie. E clar, greu, a fost greu, dar și ce vreau să spun, ce merită punctat apropo de orice anestezie, nașterea fără anestezie este după ce ai născut, ai o putere enormă, nu știu, ai un soi de adrenalină, cum spuneai tu, corpul îți dă anumite lucruri care nu au cum să-ți vină altfel. Și am simțit asta prima dată foarte intens. Avem impresia că pot să mut munții, de seama, tocmai născusem după 10 ore de travaliu, nemâncată, iar după aia corpul, nu știu ce cocktail am primit. Cred că am mai stat încă o noapte trează pentru că eram activă, am putut să simt copilul, să-l alăptez, să fiu lângă el, aveam energia necesară, deci nu am fost legumiță sau să nu pot să mă mișc pe spatele. Diferența e foarte mare, mai ales după. Asta te referi la după prima naștere și după a doua? Păi după a doua mai... Ciontă, că după anestezie știi cum ești, nu poți să te miști, trebuie să stai în pat, n-am mai fost acela. Raluca, îți mulțumesc mult, nu mi-aduc aminte și mi-am propus să te întreb chestia asta, cum ai ajuns tu la mine? Pentru că poate le dăm o idee gravidelor cum să ajungă ele la oașă din locul în care sunt ele. Sau... Doamne, am căutat, cred că te-am găsit pe net sau... Bine, tu și aveai, dacă ți-au ce aminte, era lângă universitatea mea, Universitatea de Arte. A, da. Cred că eu nu mai eram studentă, sincer. Cred că pe internet am căutat cursuri de, da.
Da, îți mulțumesc foarte mult, Raluca. Știu că ți-ai împărțit copiii și fetița și băiatul ca să poți să ne acorzi acest interval. Deci, încă o dată, îți mulțumesc foarte mult și vouă vă mulțumesc și pe Raluca o găsiți pe Facebook, Raluca Ghideanu, nu? Puteți să intrați să vedeți ce lucruri minunate face Raluca. În ceea ce mă privește, m-am reinventat din ce în ce mai mult. Lui Raluca, astăzi i-am spus că am un nou cont de Facebook care se pare că a generat foarte multe lucruri frumoase. Este vorba de contul Mașa Vania, care mă definește foarte bine. Cine intră pe TikTok, să știți că în curând o să am acolo niște tablete educaționale foarte frumoase, dar până una alta am o vizibilitate extraordinar de mare. Deci toată perioada asta care a trecut, în care noi am fost marcați de COVID, pentru mine a însemnat o perioadă în care m-am reinventat, așa ca pasărea Phoenix mă simt acum, ca după prima naștere a Ralucăi, plină de forță enormă, așa. Da, plină de energie, pentru că mi-am dat seama care este potențialul online-ului. Mi-am dat seama că forța online-ului, forța de a transmite informația și de a ajunge la cât mai multe femei, în cazul meu, la cât mai multe gravide și mame, mă motivează extraordinar de mult. Așa că vă mulțumesc că și în seara asta ați fost alături de mine. Săptămâna viitoare sper să aduc, am o promisiune, o mămică de pe undeva, din vestul țării, care tot așa a avut o naștere, ca să zic eu, dublă cumva. E o româncă care a născut în Danemarca și acasă și în apă. Deci asta pentru că tot așa sunt foarte multe controverse legate de nașterea în apă. Oricum, noi nu suntem încă pregătite sau pregătiți pentru așa ceva. Și apropo de ceea ce am spus mai înainte, ofer cursuri online. Nașterea asumată, așa cum s-a asumat-o și Raluca, este punctul meu de rezistență cu legea celor 3R, pregătirea perineului pentru naștere, retornifierea lui după naștere. Raluca, te aștept să vii la un curs. E un curs de 45 de minute și îți promit că nu vei avea nevoie de mine mai mult decât atât, dar vei reuși să faci niște lucruri pentru sănătatea ta intimă și pentru nașteri, nu mai zic că nu mai este cazul, dar pentru viața ta intimă până la urmă, ceea ce este foarte important. Deci vă aștept la cursurile online. Mă găsiți pe Vania Limban pe Facebook sau pe Active Center, pe www.activecenter.ro. Vă aștept cu tot dragul și urmăriți ce mai apare nou pe contul de Facebook Mașa Vania. Vă doresc o seară plăcută, Raluca, te pup și sper să ne și vedem face-to-face cât mai curând. Și ești o tipă puternică, bravo, felicitări! Toate cele bune și le mulțumesc celor care ne-au adresat întrebări. Vouă care nașteți acum, vă dorim naștere ușoară, aveți nevoie de vreun sfat, ceva, nu uitați, Mașa Vania e alături de voi. Seara bună, mulțumesc!